Mă aflu la granița de nord a României și o să străbat toată țara într-o linie perfect dreaptă începând de acum. O să am tot felul de vehicule care o să mă ajute să trec peste râuri, munți, dealuri, dar dacă pășesc cumva în afara liniei, clipul s-a terminat. Am pierdut, hai să dăm drum la treabă. Am început să alerg direct pe linie simțind imediat nevoia de a face treaba mică, dar... Chiar dacă vine să fac nevoile, dar toaleta nu e pe linie, nu am voie să mă duc. Aoleo! Am continuat să merg, dar dacă aș fi ținut un ritmul ăsta, mi-ar fi luat aproximativ 121 de ore de mers propriu-zis, așa că Iulia, Ariana și șoferul m-au așteptat cu mașina să mă preia și să continuăm drumeția pe linia perfect dreaptă. Ia uite-l, bă, pe Mițanu! Ia uite-i, tata, cum așteaptă! Hala! Ce faceți, mă, tata? Mamă, ce frig e! Hai să-i dăm drumul repede, că ce că vine și mare furtună cu fulgere, ești nebun? Suntem gata de drumeție? Suntem! Haide! Vedeți că n-avem voie să părăsim linia nici pentru mâncare, nici pentru apă, nimic, 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 nimic. Ai înțeles? Bă, băi, tu știi că eu am rău de mașină, mă, încă dacă vine să vomit eu ce fac, nici geamurile nu se deschide, uite. Trebuie să se întâmple pe linie. Băi, deci Botoșanu are literalmente cele mai drepte drumuri posibile, dar partea super grea o să vine când o să dăm de primul nostru obstacol. Cum adică primul nostru obstacol? Ăsta e primul obstacol. După cum puteți vedea de sus, drumul face la stânga, iar noi va trebui să ținem drept prin față, indiferent de ce o să fie acolo, mocirlă, tot ce o să fie aici de bun. Frățiorul Dragoș, cameramanul, o să conducă mașina și o să ne aștepte exact acolo unde drumul se intersectează cu linia noastră dreaptă, nu? Da. Asta vreau să văd. Hai să mergem. Mamă, mâncați-te și gura ta. Ajutor! Hai de trece cu ea, bravo! Vai de capul meu, prin ce trebuie să trecem? Până acolo sunt terminat. Nu o să ne oprim până când literalmente o să atingem Dunărea în josul țării, tată. Am mers numai pe urme de tractor ca să nu stricăm ce au pus oamenii pe aici pe câmpul ăsta, ok? Teoretic trebuie să mergem drept în față și ca să vedeți și voi că traseul e 100% real, am pus un link în descriere, poate vreți să-l faceți și voi vreodată, eu știu, nu știu. Și ca să știți, linia pe care mergem are o zonă permisă de 500 de metri în stânga și dreapta ei ca să evităm intratul ilegal pe proprietăți private și ca să ne asigurăm că challenge-ul e cu adevărat posibil. Hai să merge, tată! Mamă, mâncați-și! Ușor, hai! E ok. Bravo! Aoleu, hai să vedem dacă trecem de râul ăsta acum. Haideți, ușor! Mi-a intrat apă în ăștia! Îmi iau avântiulică! Și? Mama mea! Ai grijă! Mamă! Hai, par! Mamă, uitați-vă ce e pe piciorul meu! Fiți atenți aici, că urc eu repede pe asta. Panta era foarte alunecoasă și am încercat din greu să urcăm, încercând orice, până când Iuli vine cu o idee. Bă, dar prost să te știi cum urcăm, mă? Desculți, frate, că nu mai aluneci. Cum ia? Ia să vezi. Iuli, 2000 IQ, urcă desculți? Deci Iuli s-a descălțat, se riscă pentru noi, mă, frate, să ajungă sus, poți? Merge, bravo! Iete! Hai, chi urc așa. Dă-i mâna lui Iuli. Încă puțin. Mâna lui Iuli mea de spate. Trasă de clugă. Telefonul. Telefonul. Haideți că Mițanu nu poate să urce, mă risc eu pentru el. Fiți atenți acum. Stai acolo. Încearcă să prinzi bluza. Hai ușor. Hai să se rupe. Hai. Este. Hai de capul meu, ăsta a fost primul obstacol peste care am trecut și ne-a chinuit atât. Cred că o să dureze o veșnicie. După primul obstacol eram deja extenuați și murdari, lucru care ne-a demoralizat un pic, până când am ajuns la mașina mult iubită. Ia vezi, tată! Am continuat drumul destul de bine pentru ceva timp, dar încet încet problemele au început să apară. Băi, am ajuns pe roșu la motorină, sunteți nebuni? Uitați-vă cum s-a aprins chestia asta, chat. Nu e bună, trebuie să găsim neapărat o benzinărie, bă. Păi și ce facem dacă nu găsim benzinărie? Am încercat din răzputeri să căutăm o benzinărie, am găsit una, dar am avut cel mai mare ghinion posibil, era închisă. Mamă, nu pot să cred că benzinăria asta e închisă, bă. Cum să găsim o singură benzinărie pe drum și asta să fie închisă? Mie mi se pare incredibil. Am plecat dezamăgit, am continuat să mergem cu mașina cât mai putea, iar după puțin timp, văd asta. Bă, e benzinărie? E benzinărie, bă, băiatule! Mamă, la marele fix! Hai să ne luăm provizii, tata, că e jal. Mi-am umplut brațele de provizii din benzinărie, Dragoș a alimentat și am continuat expediția. Ne-am făcut proviziile, am alimentat, hai să mergem. Ne-am pus pe drum, am mers mult timp plictisindu-ne maxim, așa că am oprit la un parc care era fix pe linia noastră, unde ne-am distrat copios până la următorul obstacol, unde drumul avea o curbă de 90 de grade, iar în față era o pădure imensă. Mamă, ce-i pădurea asta, mâncați-i și gura ta. Fiți atenți că am pregătit un plan și pentru chestia asta. ATV-ul ăsta de aici ne-a așteptat toată ziua și e pregătit să ne ducă direct prin pădure, tată. Hai, urcă-te parc, urcați-vă toată lumea, hai, conduc eu dacă e. Hai să intrăm, tată! Pămicule! Țineți-vă bine că sărim din ghete! Aveți grijă la cap! Mamă, ușor, bă! Mamă, câte pânze de păianșe! Bă! Mie nu-mi vine să crezi ce drum drept am găsit în pădure, ești nebun? N-am mai văzut în viața mea pădure mai lungă ca asta, dar o trecem pentru linia dreaptă! Let's go!
Am terminat drumeția cu ATV-ul, am ajuns la mașină, hai să ne continuăm drumul. Drumul a fost super lin și a făcut progres mult, lăsându-se și noaptea care a venit la pachet cu alte pofte și necesități de ale noastre. Băi, tocmai ce am oprit lângă o benzinărie pentru că ne era foame, dar întâmpinăm o problemă foarte, foarte mare. Benzinăria de lângă noi nu se află pe linia noastră dreaptă, așa că am rugat și am cinstit un om care lucrează la benzinărie să ne aducă exact ce ne dorim noi de mâncare la mașină. Ești nebun la cap? Nu puteai să duci tu până acolo 5 metri să le iei? Nu, frate, nu, că nu se află pe linie, ești nebun. Cum să mă duc? Uite-te aici, pungam. Mulțumim mult de tot. Mamă, șacă pasta. Mâncare și nu apăsi nici linia, ești nebun. Mulțumiri enorme domnului, Doamne ajută, ia vezi, mă. Am popat și am continuat drumul pe noapte până când am intrat în bacă. După ne-am băgat cu toții la somn în mașină, iar dimineața a venit cu o surpriză, una foarte neplăcută. Ei, ce are, mă, frate? No, ce are, mă, mâncați? Cred că am rămas fără motorină. Mamă, nu pot să cred așa ceva. Nu, no, uitați-vă cum arată. 0 km. Și cea mai apropiată apare și la 3 km. Hai, ce să facem? Să împingem. Cum, mă, 3 km? Hai să împingem. Ce vrem să facem? Mamă, și de dimineață așa mâncați aici gura ta. Numai asta ne trebuie așa de dimineață, sunteți nebuni? Am început dimineața cu un efort adevărat și când credeam că asta e tot, am dat de fapt de următoarea problemă. Deci după ce am împins mașina asta 3 km, avem următorul ghinion. Benzineria nu se află pe linie, așa că dragul șoferul se va duce să umple canistra asta, pentru că practic el nu e în challenge. Așa că hai, Dragoș, du-te că trebuie să dăm drumul la treabă înapoi. Dragoș a umplut repede canistra alimentat, iar după am continuat drumul până la următorul obstacol mare. Deci după cum puteți vedea, drumul nostru drept face iar la stânga, tată. Și asta înseamnă practic că noi trebuie să mergem drept în față prin toate chestiile care se află acolo. Mamă, băieți, deci am o pășică la picior, așa de mult mă seacă, dar nu renunțăm până când atingem Dunărea aici, nebun. Am înțeles de ce se curbează la noi drumurile mult. Sunt foarte multe râuri care vin în cale. Am investigat puțin zona să vedem pe unde putem trece în așa fel încât să rămânem pe linie, dar ce am văzut ne-a uimit. Mamă. Dacă pe primul rând l-a trecut, uitați-vă cum e ăsta, sunteți nebun la cap. Cum trecem noi ăsta, mă, fraților? O să mă risc eu primul. Hai să vedem, am tras pantalonii, să vedem până unde e apa. Mama mea, e rece, bă! Mi-au paralizat picioarele, iar curentul râului se simțea destul de tare și mă destabiliza des. Trebuie să am grijă să mă stabilizez cât mai bine în picior. Dar într-un final am trecut cu brio. Iuli și Parti s-au chinuit și ei să treacă, Iuli fiind foarte incomodat de chestia asta. Mama, mama, am și camerele, am și ghiozdanul ăsta mare în spate, cred că ăsta mă... Ține. Mamă, dar ce aluneci, bă! O, Parpi, cred că o ia curentul aici, care are 50 de kg. Ia să vede, Parpi, cum ești? L-aștept pe Mițu să mă salveze, dar nu vine. Am ajuns, bă! Bine! Bun, hai să ne grăbim spre mașină, că în față sunt niște nori care... Am continuat să mergem până la mașină unde am început iar drumeția care a mers bine, am trecut prin multe orașe diferite, dar totuși, după ceva timp, întâmpinăm asta. Bun, deci drumul nostru drept aparent e blocat de o barieră, dar am un plan și pentru asta. Am pregătit bicicletele astea pentru că după barieră nu ai voie să treci cu vehicule motorizate, așa că hai să continuăm drumul și să sperăm că nu să întâmpinăm ceva nasorul de tot. Trebuie să tragem tare, haide! A, uite, Parpi, ce se duce! Bă, deci nu-mi vine să cred că de drept poate să fie drumul ăsta, ești nebun? Haide, tata! Trebuie să tragem tare, haide! Haide! Let's go! Am continuat drumul cu bicicletele pe drumul perfect drept până când mi-a căzut cerul în cap văzând ce e în față. Vai de capul meu, nu pot să cred așa ceva! Deci asta cred că e un baraj, uitați-vă cât de înalt e! Holy shit! Hai să mergem să investigăm situația, să vedem prima oară dacă putem să urcăm. Fiți atenți, băieți, cum stă treaba, am abandonat bicicletele astea aici și avem o veste bună, avem toate scările astea care o să ne ajute să urcăm până sus, tată. Noroc că au făcut ăștia scări, că dacă nu erau aici să termina clipul. Mamă, pe bune! Cred că sunt 1000 de trepte până acolo. Și 1000, mă! Ia uite pe ele, nu mai poate! Am urcat și am tras din râs puteri să trecem și de obstacolul ăsta, dar totuși cel mai mare obstacol rămâne împlinirea milionului de abonați, așa că dacă ești de treabă și ai ajuns până la minutul ăsta, dă-te, rog eu, un subscribe. Aute ce nori vin, mâncați aici gura ta! Ne-a spart, frate! Băi, bă, frate, vină-mă pe scările astea! Eram extenuați, nu mai puteam, ne apropiam de ieșire, dar când eram aproape să terminăm, am văzut asta. Mamă, mâncați aici gura ta încă puțin! Este, nu pot să cred! Un baraj imens de zeci de metri înălțime ne stătea în cale. Dar ce? Credeți că ne încurcă pe noi un baraj? Mă, tata, am pregătit mare barcă cu care să mergem în continuu pe linie dreaptă. Let's go! Bă, băiatule, de ce a început un vânt, sare și apă pe noi? Mama mea! Am continuat expediția pe barcă, totul a fost în regulă cu excepția faptului că lui Parpi a fost puțin rău. Totuși, într-un final am ajuns la mașină, am intrat în alt oraș, unde normal alt obstacol s-a ivit. Un pod șubret pe care trebuia să-l trecem. Ia vedeți ce râu trebuie să trecem în cavaș gura voastră. Vai, dă
capul meu! Mamă, ce frică mie, ești nebun la cap! Uitați-vă cât de pârnă arată lemnele astea aici! Mamă, am ajuns la Dragoș, băieți! Hai să vină și ceilalți! Să nu faci mișcări bruște, mi-e foarte frică! Nici nu vreau să-mi dau seama câte grade are apa asta! Mamă, uitați-vă cum e aici! Da-te că nu mai pot! Am trecut și de podul ăsta, hai să continuăm! După râu s-a continuat aventura. Totul părea bine până când am zis să nu riscăm să ne stricăm mașina tocmai acum din cauza asta. Dacă băgăm Dacia noastră pe aici, se afundă 100%, mai ales că în fața acolo se află și un râu pe care trebuie să-l trecem, dar m-am pregătit și pentru chestia asta. Ia vedeți ce mașină am pregătit, deci ce mă la cap, hai să ne urcăm în ea și să continuăm aventura. Mama, am pornit, băieți. Am pornit să moară vrapeții. Mama, trebuie să trecem râul acum. Mama! Hai că treceam vreodată cu docărul, ești nebun? Aolea, mama, iată-le! Mama, deci dacă urcăm și dealul ăsta? Băi, cum urcă mașina asta, bă, băiatule? Trebuie să continuăm până la un drum drept care se intersectează exact cu chestia asta. Vedeți-vă, bă, că trebuie să merg în fața, așa e linia. Deci noroc cu mașina asta, bă, că altfel nu mai făceam challenge-ul ăsta. Ia uite-te, bă, băiatule, băi! Ne apropiam din ce în ce mai mult. Totul părea să fie bine. Am trecut peste încă câteva obstacole, am sărit literalmente peste ele, iar după încă ceva timp și kilometri parcurși, am zis în sfârșit asta. După câteva zile în care am mers prin râuri, prin păduri, prin câmpuri, a venit momentul cel mare, tată. Dunărea e în față și e momentul să pășim în ea, mama, iată-le, sunteți gata? 3, 2, 1 și... Bine, tata! Am atins durerea, mă! Bă, dar Iulica, cred că tu ai fost în afara lumii. Cum să fiu? Dați-mi un semn de like și vă vedem subscribe, ne auzim pe următorul clip. Pa, pa!